Marți 5 iunie, în urma unei solicitări telefonice prin apelul de urgență 112, un echipaj din cadrul postului de jandarmi Ordine Publică Montan Peșteră a intervenit în zona Belvedere Carieră din masivul Montan Bucegi pentru sprijinirea unei persoane care, în timp ce se deplasau cu autoturismul pe drumul județean 714, a derapat într-o groapă, fiind în imposibilitatea de a-și mai continua deplasarea. În urma intervenției jandarmilor montani, șoferița din municipiul București a fost ajutată să deblocheze autoturismul din Noroi și a fost condusă în siguranță până în localitatea Moroieni, în prezent fiind în afara oricărui pericol. Luați cuții stânga de volan. Atât. Opa! Atât, Ali! Atât! Turiștii aflați în dificultate în zona platoului montan Bucegi pot apela cu încredere numărul de telefon 0749 034 639 sau numărul unic de urgență 112 pentru a obține sprijinul imediat al jandarmilor montani.